Să rămână bună ziua la toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, dat fiind faptul că în momentul de față se respectă regulile de distanțare, cel puțin dintre mine și dumneavoastră. Pe timpul în care vorbesc, o să vă rog să-mi permiteți să dau jos masca. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți prezenți astăzi aici. Doresc să fiu foarte scurt, nu doresc să discut nici de campanie electorală, nici de, nu știu, activități care poate sunt specifice în momentul de față și pe care colegii mei le fac foarte mult în aceste momente. Aș dori să discut tot despre activitatea normală pe care am avut-o dintotdeauna de când am fost parlamentar. În acești 4 ani de zile de mandat, în ultimii 4 ani de zile, a dat Dumnezeu și mi-au ieșit niște inițiative legislative bune care s-au transformat în legi. Doresc să mulțumesc cetățenilor care au fost alături de mine în momentul în care poate că mi-au dat anumite idei pentru că aceste inițiative să apară. Mulțumesc de asemenea și dumneavoastră celor care lucrați în mass media pentru că ați reflectat ceea ce se întâmpla, păreri, nu știu, pozitive, uneori critici, uneori nu este niciun fel de problemă. Eu înțeleg acest lucru, dar totdeauna am simțit și suport pentru acțiunile mele pe care dumneavoastră le-ați considerat bune în toți acești 4 ani de zile și doresc să vă mulțumesc. Doresc să trec la subiectul conferinței de presă și anume inițiativa legislativă care doresc să scad stagiul de, prin care doresc să acord un spor de Valea Jiului de până la 20%. Sunt foarte multe legi și încep să le încurc pentru anumite domenii, pentru cei din educație, cei din sănătate, cei din protecția copilului și protecția vârstnicilor. Vreau să vă spun că cu bucurie, în urmă cu 2 ani, că avem un aviz favorabil de la o comisie, de la Comisia Juridică. Am și comunicat acest lucru peste tot și mulțumesc colegilor juriști pentru faptul că au dat acest aviz favorabil. Vreau să vă spun însă că aseară, ieri după amiază, am constatat cu tristețe că Partidul Național Liberal dorește să se opună acestei inițiative legislative prin care doresc să reintroduc sporul de Valea Jiului pentru cei care lucrează în educație, sănătate, protecția copilului și protecția vârstnicilor. Am și niște informații care sunt certe și o să vă prezint și niște documente în acest sens, și anume faptul că Partidul Național Liberal, prin anumiți parlamentari pe care dânșii au în momentul de față, se opun acestei inițiative legislative ale mele. Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport a avizat și ea această inițiativă legislativă a mea privind reintroducerea sporului de Valea Jiului. Vă prezint acest aviz la toată lumea, o să vi-l și trimit fiecăruia dintre dumneavoastră. Vreau să vă spun că avizul Comisiei de Învățământ este negativ. M-a surprins foarte mult. Eu am lucrat în Comisia de Învățământ 7 ani și jumătate în primele 2 mandate de parlamentar când am fost deputat și știu, sau cel puțin în perioada respectivă, noi nu făceam în Comisia de Învățământ politică, ci toate lucrurile care erau bune, sau din punctul nostru păreau bune pentru educație, erau avizate favorabil, erau votate favorabil. În momentul de față, Comisia pentru Învățământ practic a Camerei Deputaților nu dorește, ca profesorii, pentru că ei reprezintă profesorii în primul rând, să beneficieze de 20% spor suplimentar pentru că lucrează în Valea Jiului, de salarii mai mari și culmea, legătura care se face cu Partidul Național Liberal, președintele acestei comisii, este domnul deputat Sorin Câmpean. Poate că domnul deputat Sorin Câmpean și numele lui nu vă spune foarte mult, însă vreau să vă spun un lucru, dânsul este deputat PNL în momentul de față și de asemenea vreau să vă prezint lista PNL pentru București. Deci lista Partidului Național Liberal pentru București. Dacă la Camera Deputaților este deschisă de domnul Ludovic Orban, primul ministru al țării și președintele Partidului Național Liberal, la Senat primul care este pe listă este domnul Câțu, domnul Câțu fiind ministru de Finanțe, care știu că se opune aceste inițiative legislative a mele, și pe a doua poziție pe cine întâlnim? Pe Sorin Câmpean. Ba mai mult decât atâta, vă prezint și o fotografie în momentul în care Partidul Național Liberal depune listele pentru Camera Deputaților și pentru Senat la București, în care domnul Sorin Câmpean este încercuit cu roșu aici. Vreau să vă spun, fără niciun fel de patimă politică și ne ținând cont de faptul că ne aflăm într-o perioadă electorală, este clar, urmează alegeri, cred că, nu știu, nimic nu mai poate să le oprească, doar, nu știu, un număr foarte, foarte mare de infectări, cred că este un lucru total greșit pe care cei din Partidul Național Liberal, prin reprezentanții lor, îl au, deoarece eu cred că se opun unui lucru de bun simț, unui lucru pe care pot să-l fac și unui lucru prin care oameni care sunt profesioniști, fie că lucrează în educație, în sănătate sau în protecția copilului și protecția vârstnicului, atenție, poate să primească un spor de până la 20%,
în funcție de negocierile pe care le au cu administrația. De exemplu, la școli, cu directorul, cu inspectoratul școlar, la spital, cu conducerea spitalului, cu conducerea Consiliului de Administrație. Este un lucru regretabil, cel puțin din punctul meu de vedere, că Partidul Național Liberal se opune acestei inițiative legislative. Chiar ieri, într-un interviu pe care l-am dat pentru un post de televiziune aici în Valea Jiului, parcă am simțit și am spus că doresc să duc pe repede înainte această inițiativă legislativă, cât mai repede, spre punctul final, spre votul final, pentru că simt că după alegerile din 6 decembrie, Parlamentul poate să aibă o altă configurație. Nu am certitudine în momentul de față că PSD va câștiga alegerile parlamentare. Sper acest lucru, dar nu sunt sigur. Și atunci, în momentul în care Camera Deputaților are o altă configurație politică, îmi este foarte frică că această inițiativă privind sporul de Valea Jiului va fi respinsă de o eventuală majoritate PNL-USR care s-ar putea forma. Chiar ieri spuneam treaba asta, după ce am plecat culmea de la televiziunea de unde am dat interviu, s-a adeverit tot ceea ce spusesem eu acolo. Eu având și informații în acest sens din interiorul Comisiei, însă pe această cale doresc să fac apel la cei care sunt parlamentari PNL în momentul de față și doamna senator Hărău și domnul deputat Iuș, la cei care candidează din partea Partidului Național Liberal, să înțeleagă că nu trebuie să ne jucăm cu niște subiecte din astea doar de dragul de a ne juca și doar de dragul, nu știu, de a se opune cuiva care dorește să facă o faptă bună. Eu vă spun că o să merg înainte, vă spun că o să obțin și restul avizelor, o să o duc la raport, sper să o duc în votul final și acolo să obținem un vot favorabil în majoritate pentru ca această inițiativă legislativă să devină lege, cu toată opoziția pe care, din păcate, Partidul Național Liberal o face, o opoziție pe care Partidul Național Liberal a cam făcut-o constant în acești 4 ani de mandat. Nu spun că au votat întotdeauna contra, am reușit de câteva ori să-i conving, dar au fost momente când au votat și contra și nu i-am înțeles. Cum nu i-am înțeles nici pe cei de la USR, care au votat contra tuturor inițiativelor legislative ale mele. Nu știu de ce, că am discutat și cu domnul Barna, am discutat cu reprezentanții lor, mereu au votat contra, sau în cel mai bun caz s-au abținut după ce am discutat cu ei, dar știm că abținerea este tot un vot contra. Atâta vreau să vă spun, vă mulțumesc foarte mult și dacă sunt întrebări, cu mare drag. Doamna Mitrachin, va merge treaba înainte. Noi am obținut până în momentul de față 2 avize favorabile și un aviz nefavorabil. Dar vă dați seama, haideți să o gândim noi. Mai avem de luat 2 avize, raport, vot final. Deci facem pași. Haideți să ne gândim așa, fără niciun fel de patimă. O comisie de învățământ care reprezintă profesori și care este formată, cred că, în proporție de 100% din profesori. Eu am fost acolo membru 7 ani și jumătate. De ce să-mi dea mie un raport, un aviz nefavorabil pentru o măsură prin care cineva, nu neapărat eu, doresc să introduc posibilitatea ca profesorii dintr-o anumită zonă să aibă un spor de până la 20%. Este un lucru, știți cum, nu este un lucru de natură să mă oprească, dar este un lucru îndeajuns, îndeajuns ca să mă dezamăgească. Eu fiind membru în Comisia 7 ani și jumătate și știind cum se discuta acum câțiva ani de zile acolo. Deci niciodată noi nu ne opuneam unui proiect care putea să aducă ceva bun educației. Dar este o chestiune politică. Eu... Nu am motivat. Eu o să vă trimit pe mail la fiecare. Informațiile pe care le decid în momentul de față sunt doar astea. Nu am alte informații oficiale. Dar informațiile neoficiale sunt următoarele. Și motivele oficiale sunt următoarele. Cristian Rez merită membru PSD ca inițiator. Vă rog. Că PNL-ul este cel care a dat aviz negativ. Dacă am văzut eu bine din actele pe care le-ați trimis deja pe mail, ați primit 15 voturi negative. Din Comisia de Învățământ, din ce am văzut pe Camera Deputaților, sunt 4 sau 5 membri PNL. Probabil domnul președinte a reușit pe toată lumea să, eu zic, să inducă în eroare, doamna Cosman. Eu nu, cum să spun, nu am acuz toți colegii din Comisie. O să văd acest lucru. Nu știu în momentul de față, știu că avizul este nefavorabil din partea... Eu nu vă contrazic. Deci nu știu exact. Știți ce se mai întâmplă? Și votul în comisie este foarte, foarte nesigur. De ce? Cum se votează într-o comisie parlamentară? Cu mâna ridicată pur și simplu. Să zicem că noi suntem 7 aici și în momentul, nu, în momentul în care se votează pentru ceva, câțiva dintre ei ridică mâna pentru, contra și așa mai departe, sau în abținere. Niciodată votul nu este uninominal. Eu întotdeauna am spus că vreau vot uninominal. Adică dacă Cristian Rez merită să votează ceva, nu știu,
astăzi să aibă responsabilitatea votului lui și peste 2 ani de zile, când poate dumneavoastră sau cineva de pe stradă mă întreabă. Votul acolo este un amalgam în comisie, în sensul că se face prin ridicarea mâinii și nu este nominal. Și în momentul în care apar astfel de discuții, întotdeauna și astfel de momente care nu sunt fericite pentru o comisie care ar trebui să dea un simplu aviz. Deci avizul este o chestiune destul de simplă, de principiu. Ori în momentul în care e o comisie formată numai din profesori și unul dintre ei, dacă ar fi votat contra, era deranjant pentru mine și pentru breasla noastră a profesorilor, pentru că nu văd de ce. Vă dați seama, sunteți atâția... Totul a plecat de la domnul Câmpeanu, care este președintele comisiei. Eu știu... Nu mai știu să vă spun. Mulți au fost membri, mulți au plecat, unii ori să vină, nu mai știu dacă a fost. A fost un om apropiat de Victor Ponta, știu cu siguranță, făcând parte la un moment dat din Pro-România chiar la vârf, plecând în Partidul Național Liberal. Acum, în momentul de față, eu nu doresc să, nu știu, să analizez traiectoria politică a niciunui coleg, pentru că nici nu-i treaba mea și sincer nu mă interesează treaba asta. Poate dar... Nu, cum să spun, consultativ. Un aviz este un aviz și este un act oficial. Faptul că într-un act oficial o comisie care se ocupă de educație dă un vot contra unei inițiative care ar putea să facă bine unor profesori, e regretabil. O să trecem peste treaba asta, o să mergem mai departe. Un vot nu poate să-l influențeze pe celălalt. Adică, ieri am obținut, nu știu, alaltăieri un vot favorabil, un aviz de la juridic, astăzi obținem unul nefavorabil de aici. Ele nu se pot influența unul pe celălalt, cum nici raportul și avizele nu pot influența votul final, care este suveran. Deci plenul este suveran și votul final va hotărâ. Dar sentimentul de dezamăgire, permiteți-mi să mi-l prezint și l-aș fi prezentat și dacă avem perioadă de campanie electorală și dacă nu. La fel cum știți foarte bine că am prezentat sentimente de dezamăgire când am avut în acești 4 ani de zile și înspre colegii ai mei din PSD. Deci eu nu am făcut diferență. Aș dori să mă mai întreb ceva ce întreabă oamenii de care am scris despre acest proiect. De ce v-ați oprit doar la aceste categorii profesionale? Pentru că oamenii îmi scriu în comentarii, sunt publice, că poate ar trebui extins la mult mai multe sau la niciuna. Pentru că toți lucrează greu, toți lucrează în Valea Jiului, toți... Și mie îmi trimit întrebări, să știți. Și pe mine mă întreabă. Eu doresc să fac câte un lucru bun și la anumite intervale de timp ajută Dumnezeu și mi-au mai și ieșit, da, în acești 4 ani de zile. Dacă discutăm, nu știu, despre trecut, într-o primă fază, ca și o să vedeți, ajung exact la întrebarea dumneavoastră. Am ajutat să apară legea 150 din 2016, care a recalculat pensiile din 2010 până în prezent. Și în momentul de față, pe această lege se iasă la pensie din sistemul minor. Rezolvasem problema doar din 2011 până în prezent. După aceea, în 2018, a apărut legea 221, care reglează perioada 1990-2010. Deci am mai reglat o perioadă. La fel, doamna Cosman, și în momentul de față, eu doresc să fac un lucru bun. Am considerat că aceste categorii sunt mai vulnerabile. Sigur nu am dreptate în proporție de 100%. Sigur mai sunt oameni care, nu știu, ar beneficia, poate nu de 20%, poate de un spor mai mare. Vedeți, și în sănătate, și în educație, salariile au fost crescute de guvernarea PSD, fără niciun fel de discuție în momentul de față, sunt crescute. Totuși am considerat că merită să aibă un spor suplimentar. Vedeți, aș fi preferat, de exemplu, colegii de-ai mei din Comisia de Învățământ de la Cameră, să, nu știu, facă un amendament prin care să spună că de acest spor să beneficieze și cei, nu știu, de altundeva, dintr-o altă zonă. Se putea face. Nu să mi-l respingă. De exemplu, m-au sunat foarte mulți oameni care lucrează pe servicii de salvare. Nu neapărat pe ambulanțe, pe servicii de salvare în general. Și mi-a spus Cristi, și noi merităm. Eu nu zic că nu merită. Eu am încercat și încerc să fac un lucru bun pornind și analizând o bucățică. Ce se întâmplă în continuare? Vedeți, și la raportul final putem să introducem, putem să scoatem niște categorii. De exemplu, foarte mulți funcționari mi-au spus. Dom'le, ar fi trebuit să ne introduc și pe noi acolo, între cei care sunt acolo prezenți. Mi-au zis, v-am spus, cei care se ocupă de salvare în anumite... Salvamontii, să zicem, să vă dau un exemplu clar. Deci sunt foarte multe categorii care pot fi băgate, dar sunt și categorii care, dacă colegii mei, pentru că eu nu pot să hotărăsc de unul singur, eu fac un proiect legislativ, încerc să-l duc la bun sfârșit, dar votul majoritar decide. Vedeți, am avut un vot în Comisia de Învățământ, care mi-a dat aviz negativ. Nu știu, așa au dorit dânsii. Nici nu o să-i întreb, că ce să-i mai întreb acum? La fel puteau să, nu știu, să spună, domne, facem amendament, să-i scoatem pe aia sau să-mi vină, nu știu, un sindicat al funcționarilor publici, al polițiștilor locali. Sunt foarte multe...
Nu a mers pe niciun schelet al fostei legi, nici nu știu cum s-a acordat sporul de Valea Jiului în anii trecuți. Eu nu știu. Pur și simplu am luat legea salarizării cu echipa mea cu care lucrez pe inițiative legislative și am încercat să, pentru că s-au modificat foarte multe. Dacă analizăm acolo, vedem, profesorii primesc într-un anumit mod, cei din educație într-un anumit mod, nu mai se primesc salariile, toată lumea, nu știu, pe 15 România și toată lumea pe același sistem. Sunt sisteme diferite în momentul de față, la unii se pot face prin hotărâri de guvern, la unii se pot face prin modificări ale unor anexe, trebuie să sunt mai complicate, nu poți să zici numai mă punem între 0 și 20 și gata. Trebuie să găsești și explicații și să te duci pe anexele pe care trebuie. E un pic mai complicat. Nu e ca un, nu știu, proiect de hotărâre simplu la o primărie de oriunde, de aici, din vale sau din județ. Ce garanție aveți că, de exemplu, eu sunt un bun profesor de fizică și nu m-aș duce să mă titularizez sau să predau în Valea Jiului, da, uite, iau și mai mulți bani și are loc aici. Nu cred. Sunt toate posturile ocupate de oameni mulți, nu zic de profesori, posturile și de medici, nu toți competenți. Iar din ăsta care a venit pentru sport, da? Asta e scopul. În primul rând să-i păstrez pe cei care ia. Să știți că sunt foarte mulți, că eu cunosc mediul profesorat. Și o să vă surprindă, sunt mulți care pleacă. Acum, vreo câteva luni de zile, a plecat o familie formată dintr-o profesoară și un polițist. N-am înțeles. Deci, în principiu, amândoi cu niște venituri ok, față de, nu știu, media salariilor, au plecat, da, și au plecat. În primul rând, eu mi-aș dori să-i ținem aici. Deci este o luptă foarte mare să știți să ții medici, să ții asistente în momentul în care străinătatea are mare nevoie. Eu îmi doresc, în primul rând, să-i țin aici și dacă vin și alții care să fie foarte buni, este foarte bun. Nu v-ați gândit că mai să țineți aici aceste categorii profesionale medici, cadre didactice, crescând nivelul de trai prin legi date Parlament, decât prin creșterea salariilor, pentru că nu cred că un medic sau un profesor e neapărat motivat că mai primește 5 lei la salariu. Știi ce se întâmplă? Eu tocmai asta am făcut în acești 4 ani de zile. Am crescut nivelul de trai foarte mult în Valea Jiului prin inițiative legislative. Am recalculat pensii, da? La zeci de mii de oameni din Valea Jiului, am băgat câte 10-15 milioane. Nu ați orientat pe partea să primească mai mulți bani. Eu vorbesc despre sprijinirea mediului de afaceri, despre infrastructură de calitate. Doamna Cosman, n-am ajuns aici, pentru că știți ce se întâmplă? Eu sunt unul. Numai în județ sunt atâția parlamentari. Să mai muncească, că am mai spus eu, că e foarte simplu. Rezmeriță muncește și voi veniți, da, și voi veniți la sfârșit și vă luați munca mea. Dar eu n-am spus altceva. Eu nu am spus că parlamentarii, nu știu, SRE nu au muncit, ci că fiecare răspunde pentru munca lui, pentru activitatea lui și vedeți, eu cred că spre deosebire de toți parlamentarii din județ, cred că domnul Heiu și-a avut mai mare deschidere față de presă, de la PNL. Eu am fost prezent mereu. Și în perioadele când nu am fost atât de bine, și în perioadele în care am prezentat câte o realizare și am fost bucuros, dar nu m-am ascuns nici atunci când au fost evenimente care n-au fost atât de convenabile pentru mine. Eu și atunci v-am invitat. Cine a dorit să vină a venit și atunci am fost prezent pe posturi TV peste tot. Nu m-am ascuns. Activitatea fiecărui coleg trebuie să o analizați dumneavoastră. Eu nu sunt avocatul niciunui coleg de-a meu, dar nici nu acuz pe niciun coleg de-a meu. Fiecare a făcut după putința lui, după dorința de a se implica. De ce nu? Nu am spus că unii au făcut și unii nu. Sub nicio formă. Aia, nici locomotivă nu sunt, că nu, nu pot duce ei atâta, știți? Sigur, am discutat, dar inițiativa este de câteva luni de zile. Este un lucru foarte cunoscut acolo, la nivelul ăsta. Și tocmai datorită faptului că e o chestiune foarte cunoscută, cred că încearcă să mi se opună. Dar o să o trecem și vă spun, eu consider treaba asta un incident de moment. Și scopul meu este să fac în așa fel încât să duc legea la raport, să-i convin pe toți colegii mei să o voteze de la toate partidele și în momentul în care mă duc în plen, nu știu, poate că fiind și sfârșit de mandat, doresc să o duc mandatul ăsta, să încerc să o rezolv, nu știu dacă o să reușesc, dar dacă o duc în plen în acest mandat, poate fiind și un vot așa de încheiere de mandat, să nu fie probleme și toată lumea să voteze. Eu sper asta. Acum, probabil să nici nu pot să o duc neapărat pe acest mandat în vot final. Este, și vedeți, intervalele de timp sunt foarte relative aici, mai ales că în momentul de față sunt două probleme mari. La nivel de București se muncește online și e destul de complicat și de asemenea nu trebuie să uităm faptul că avem campanie electorală și din nou
Poate că unii colegi e destul de complicat cu ei să-i mai aduce la muncă sau să-i pui să intre online. Mulți dintre ei nemai prinzând locuri, poate unii supărați, nu știu. Dar eu cred că și cei care nu mai candidează trebuie să fie foarte serioși. Dom'le, până în ultima zi de mandat ai salariu, până în ultima zi de mandat lucrezi și după aceea, nu știu, faci ce dorești.